finalul din Brașov, declara infiortoare în fața polițiștilor, ce ar fi făcut în timp ce nimecelerea copiii. Detaliile care i-au ocat pe anchetatori. Afirmai cu tremurtoare ale criminalului din Brașov. Acesta le-a spus anchetatorilor ce, după ce i-a ucis cei doi copii, a putut comunica telepatic cu ei și ceea ce i-au transmis ce e mai bine acolo. Bărbatul a mai spus, la audieri ce a vorbit cu cei doi copii în timp ce îi omorai până când acetia i-au dat ultima suflare. Florin Buliga le-a spus anchetatorilor ce el crede în reîncarnare în existența vieilor multiple. Mai mult, acesta a spus că în perioada sărbătorilor pascale trebuie să moară anumite persoane alese. Pe de altă parte, anchetatorii l-au descris ca pe o persoană ciudat, dar nu nebun. Florin Buliga, în vârstă de 43 ani, i-a omorât zoi pe cei doi copii, în noaptea de luni spre marți, când acetia dormeau. Câteva ore mai târziu, el a mers la sediul IPJ Brașov, le-a spus anchetatorilor ce i-a ucis pe soia sa, în vârstă de 42 ani, precum și pe fiica lor, de 18 ani și fiul de 13 ani. El a povestit ce, după triplul asasinat, a mers la menestirea Inca Vechei ce avea gânduri sinucigae, dar nu are IT se, îi duc la bun sfârșit planul, anun romaniativ. Net. Anchetatorii au aflat de la Florin Buliga ce, în jurul orei 03:00, a mers în camerele în care dormeau zoi ai cei doi copii, i-a înjunghiat, pe rând, cu un coaie.